A fost chef mare în acest weekend în satul Chișova din Autonomia Găgăuza, acolo unde a fost marcată împlinirea 210 ani de la înființarea localității și prima atestare documentară a satului. Localnicii au pregătit cele mai deosebite bucate pentru a impresiona pe oaspeții prezenți la sărbătoare. Satul este considerat unul deosebit, întrucât are peste 7.000 de oameni de două naționalități, bulgari și găgăuzi, toți păstrând vii cele mai vechi tradiții și obiceiuri. Dansuri și muzică de voie bună a răsunat în satul Chișova. Oaspeții veniți la eveniment au fost întâmpinați cu bucate tradiționale făcute chiar de gospodinele din sat. Servim toată lumea care este aici cu bucate tradiționale și moderne. Sunt rețete bulgare din Găgăuzia. Acesta este plaiul meu natal. Aici s-au născut părinții mei, m-am născut eu, dar și copiii. Suntem bucuroși că se păstrează aceste tradiții. Este o adevărată plăcere să fim aici. Pentru noi această sărbătoare este una deosebită. Participăm la acest eveniment an de an. Noi reprezentăm gimnaziul satului. Participăm la această sărbătoare de 5 ani și pentru noi a devenit deja o tradiție. Știm să lucrăm, să ne odihnim și să pregătim bucate delicioase. Potrivit primarului satului Chișova, timp de 210 ani, localitatea a trecut prin mai multe schimbări. În prezent, aici activează două grădinițe, o sală de gimnastică, un liceu, un muzeu, un centru de recreiere și o instituție de reabilitare. Acum 210 ani, strămoșii noștri au creat un sat frumos. Noi, de mai bine de 200 de ani, construim aici case, grădinițe, școli, stadioane și centre de recreiere. Facem tot posibilul să punem în valoare oamenii minunați de aici, din satul natal. În satul Chișova, din Găgăuzia, locuiesc peste 7.000 de oameni.